Superliga vă este oferită de Superbet. Ultimul meci din acest sezon de Superliga României, UTA FCU Craiova, ultimul meci din campionat, dar pentru UTA urmează cu siguranță două meciuri definitorii, turul și returul de baraj. Rămâne de văzut cu cine va juca echipa arădeană, care are nevoie de un singur punct în această confruntare pentru a-și asigura, să spunem, primul loc de baraj, locul mai bun. UTA, care se pregătește pentru barajul de a rămâne în prima ligă. Începe așadar meciul. Costolachi șutează destul de bine. Balonul de picior, reacția craiovenilor însă o preluare care nu-l ajută deloc pe Aurelian Ghițu. Oh, nu se poate, o întorsă pro 3 partide disputate la aceeași oră. FC Argeș deschide scorul, este 1-0 în partida cu Petrolul. UTA își pierde capitanul la baraj din cauza gazonului. Va urma probabil o centrare a lui Vukcevic și o recentrare care însă nu este foarte periculoasă. Rămâne în posesie Ubic, se deschide spațiu pentru pasă către Vukcevic, în care Vukcevic scoate gurău. Nu știu dacă avea vreo soluție reală de pasă, destul de greu tot. Centrare, gol! Postolachi! Unul la 0 pentru UTA. Și lucrurile sunt din ce în ce mai clare, cel puțin în subsolul clasamentului. Poate cea mai simplă fază din această partidă, Virgiliu Postolachi reușește să finalizeze în această fază. Ubic șutează, bară! Ce șut bun a prins Cornelis Ubic. Steau, Mascarenia sare, probleme până la urmă. Steau reușește să-l deposedeze, vine și centrarea și situație de gol! UTA! Dublă Virgiliu Postolachi, minutul 64. Și UTA nu mai are nevoie de niciun alt rezultat pe alt stadion în acest moment. Totul pleacă de la acest duel al lui Mascarenhas pierdut în fața lui Steau. Steau intrat în locul lui Rareș Pop, iată cât de bine profită, ce frumos își face mingea Virgiliu Postolachi. Doi la 0 așadar pentru arădeni, 3 victorii. Da, și va merge să vadă Florin Andrei. Ia să vedem. Sau poate să fie ca în semifinala de cupă cu Cluj, să fie o atingere doar puțin pe gheată, când Postolachi a deschis scorul, dar apoi a fost întors de la VAR. Atunci a marcat un gol superb, dar anulat din camera VAR. Atunci era Ișvan Kovac, acum este Cătălin Popa acolo. Dar e foarte greu de spus din această reluare dacă îl atinge sau nu Postolachi pe adversarul său.
Pare să fie și un contact la picior. O fază grea pentru că nici nu este o reluare de aproape. Ia să vedem ce decide Florin Andrei. Este gol anulat. Mioveni, Argeșul este echipa care a făcut cele mai puține puncte în acest play-out. Trece Basa, ce frumos, ce elegant, ce tehnică și ce pasă pentru 1-1. Gol FCU Craiova. Înscrie Van Durman. Spuneți ce vreți despre Napoli, dar iată, face două schimbări și sunt două schimbări mai mult decât inspirate. Basa face această fază minunată, iar Van Durman înscrie cei doi jucători pe care Nicolo Napoli i-a introdus pe teren. Asta așa ca un mesaj de, n-aș spune adio, de la revedere mai degrabă, către finanțatorul echipei, Adrian Mititelu, care i-a găsit, spuneam, un locuitor. Basa cu o fază memorabilă în flancul stâng. Minutul 80. Șut de la distanță destul de bun. Ba nu, este Bata, îmi cer scuze. Voiam să spun ceva despre Anton, despre cum reușea cu ușurință să șuteze de la distanță. Superliga vă este oferită de Superbet.